Vinerea Mare în Europa este zi legală de sărbătoare în 16 țări dintre cele 28 ale Uniunii Europene. În România, codul muncii prevede 14 zile de sărbători legale, mai puține față de alte țări din Uniunea Europeană, de exemplu Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16-17 zile de sărbătoare legală. Și în România ar trebui introdusă Vinerea Mare ca zi de sărbătoare legală, fiind unul dintre cele mai semnificative evenimente religioase dintr-un an. Se arată în expunerea de motive a actului normativ. Actul normativ va intra în dezbaterea Camerei Deputaților ca for decizional. În prezent, conform codului muncii, în România sunt 14 zile de sărbătoare legală și nelucrătoare. 1-2 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române, prima și a doua zi de Paște, 1 mai, ziua Copilului, prima și a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, prima și a doua zi de Crăciun, Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.